Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Așa cum vedeți și titlul emisiunii pus pe ecran, învățământul gorjean în Europa, iar liceul care are cea mai mare ieșire în Europa la acest moment din județul Gorj este Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru. Suntem împreună cu domnul Marius Buzerea, directorul acestei instituții de învățământ, căruia îi spunem bine a revenit până la urmă în acest studio. Bine v-am regăsit! Și până la urmă bine ați revenit și acasă, pentru că săptămâna trecută ați fost plecat în Polonia. Poate ne spuneți și cu ce ocazie? De fapt, am fost plecat pentru doar 3 zile și motivul vizitei a fost să pregătesc venirea în mai a unui grup de aproximativ 27 de elevi și profesori polonezi, care pe perioada 2 săptămâni de zile vor desfășura diverse activități în cadrul liceului nostru. E, de fapt, un schimb de experiență, timp în care elevii polonezi vor participa la ore alături de elevii români și, în plus de aceasta, vor face anumite activități care urmăresc și au ca scop promovarea anumitor personalități locale, istorice, personalități în domeniul cultural, în domeniul artistic, în Polonia și nu numai, pentru că materialele care vor fi realizate de către elevii români și polonezi vor fi în limbile engleze, poloneze, poloneză și română. Urmând ca mai departe să fie valorificate prin magazine și librării. Da, vom reveni asupra acestui proiect care a stârnit foarte mare interes de la ambasada Poloniei și, bineînțeles, chiar atenția presei locale, dar vom reveni, spuneam, asupra acestui subiect și vom vorbi despre un alt proiect care a avut deja o întâlnire importantă cu o săptămână înainte și aș vrea să comentez și a doua idee și anume faptul că la acest moment, dacă informația mea este corectă, aveți 6 proiecte cu finanțare europeană în derulare. Nu vorbesc de cele care s-au încheiat sau cele care vor intra în finanțare. În total sunt 8 și din aceste 8, 6 sunt în derulare și ne străduim să închidem 2. Deci informația pe undeva era corectă. Și ce ne puteți spune despre proiectul care a avut întâlnire acum 2 săptămâni, mai ales că de la acel proiect avem și câteva imagini pe care o să invităm telespectatorii în câteva minute să le și vadă. Este liceul nostru, fostul liceu de chimie, sau liceu de chimie numărul 1, cum îl cunoaște lumea, l-a cunoscut înainte de 89, pregătește elevi îndeosebi în specializările, sau să zicem așa, în domeniul resurselor naturale, că sunt în domeniul industriei alimentare sau în domeniul protecției mediului și al ecologizării, domeniul de bază este resurse naturale. Fiind una din arile noastre importante de pregătire, a fost și normal să ne aplicăm un pic mai mult asupra acestei specializări, acestor specializări. Și iată, am aplicat pentru un proiect prin care am urmărit ca elevii noștri să ia contact cu elevii interesați de acest domeniu din alte țări europene și să participe la diverse schimburi de experiență. Iar anul acesta, acum 2 săptămâni, când a avut loc acest proiect, a fost de fapt prima întâlnire, școala noastră fiind școală coordonatoare, și ne-am bucurat de vizita și de interesul unui număr destul de mare de participanți, au fost 33 de participanți, chiar dacă numai din 4 țări, dar numărul mare de participanți spune de la sine despre interesul acestora. Proiectul se numește Raiul de lângă noi și urmărește să atragă atenția asupra arilor protejate, asupra naturii în general. De unde vin cei care au participat? Din ce țări vin? Partenerii în proiect sunt 4 școli din Turcia, Spania, Slovenia și Grecia, iar cu toate aceste școli ne-am mai derulat și alte parteneriate în anii anteriori,
nu suntem la prima colaborare. Eu mă bucur că vizita s-a bucurat de un real succes, pentru că inițial la prima întâlnire care a fost online, aplicația Skype, se vorbea că vor veni în jur de 11 participanți din cele 4 țări. România, nefiind considerată inițial o atracție turistică de celelalte, din partea celorlalți colaboratori. În schimb, iată că după ce am început să lucrăm la proiect, după ce am început să trimitem imagini cu județul nostru, imagini cu peșterile, cu munții noștri, cu imagini de la mănăstiri, din orașul Târgu Jiu, toată lumea a devenit brusc interesată și practic în fiecare zi se mai anunța că mai vin încă doi, că mai vin încă doi, că se renunță la avion, că se vine cu microbuzul ca să încapă cât mai mulți elevi. Astfel că până la urmă am ajuns să fim 33 de participanți, ceea ce a însemnat și din partea noastră un efort foarte mare, pentru că cu cât participanții sunt mai mulți, cu atât calitatea materialului este obținută, este mai bună, diseminarea rezultatelor este mai bună, dar și modul în care trebuie să te pregătești este altul. Da, trebuie spus că noi am făcut înregistrări cu reprezentanții fiecărei țări, deci venite la Târgu Jiu, și impresiile, după cum o să vadă și telespectatorii, sunt dintre cele mai bune. Nu cred că ați văzut aceste, că ați asistat la ele. Așa că o să asistați și dumneavoastră în premieră la aceste imagini, în traducerea profesorului Cristi Maria de la liceul dumneavoastră, la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru. Deci rog colegii din regie să ne dea imaginile. Suntem la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru împreună cu o parte din reprezentanții Turciei în acest proiect. We are here at General College Gheorghe Magheru with the part of the representatives in this project. Vă rugăm să vă prezentați. First of all, please introduce yourself. Okay, my name is Ela Sırmabıyık. We are coming from Turkey. I'm an English teacher. My name is Sedat Söylemez, Turkish teacher. Care sunt primele impresii ale dumneavoastră din România, de la Târgu Jiu, de la Liceul Magheru? What are your first impressions of Romania, of Târgu Jiu and of this high school? Mm-hmm. I like Romania, especially Târgu Jiu, so much because they're so greenish, I think, and the people are sincere. Yes, I like. Aha. Îmi place Târgu Jiu foarte mult, în primul rând pentru că sunt multe spații verzi și oamenii sunt sinceri, sunt calzi. Yeah. Mergând, venim pe acest proiect ecologic. Ce v-ați propus să faceți aici, în Gorj, la Târgu Jiu? Coming in this project, what are your plans for this part of the project? What do you intend to do in your staying here? In Turkey? Yeah, okay. In fact, the greenish field is low in Nevşehir, especially, not the other regions, but in Cappadocia the greenish is low. So we wanted to distract people's attention about trees, greenish, because global warming affects everywhere, you know. Mm-hmm. Pornind de la problema dânșilor din Capadocia și din Nevşehir, unde spațiile verzi sunt foarte puține și reprezintă o adevărată problemă, și generalizând odată cu subiectul acestui proiect, el își propune să dezvolte spațiile verzi și să găsim o modalitate de a le îmbunătăți. We don't want to lose our historical and touristical place. Nu dorim să ne pierdem locurile turistice și atracțiile
turistice și istorice. Suntem alături de reprezentantul Greciei la acest, sau reprezentanții Greciei la acest proiect. O să rugăm să se prezinte. We are here with the representative of the Greek team. Please introduce yourself. Hello, good morning. I am Maria Ioannidou and I am from Greece. I'm here with our principal of our school, Prodromos Kinas, and we are very happy to meet you. And it's good to exchange ideas, experiences with this program we all held. And so we are very happy indeed. Bună ziua, sunt aici împreună cu directorul liceului pe care îl reprezint. Este o bună oportunitate de a schimba idei și experiențe legate de protejarea mediului înconjurător, care este subiectul acestui proiect. Ce ne puteți spune despre acest proiect pentru telespectatorii noștri? Ce înseamnă el pentru dascăli, pentru elevii implicați în el? What do you think this project means for the teachers and for the students involved in it? It's very important indeed, because we are responsible for our students in order to be responsible themselves for the protection of the environment. We ensure that they must be aware of this very serious problem. Because I think that in this way we can have a better future for our children. Planet is not to use it, but to show respect to this our planet Earth. We must show respect to it. Ca profesori, noi suntem responsabili să îi responsabilizăm la rândul nostru pe elevi în a proteja mediul înconjurător, a fi conștienți de importanța protejării mediului înconjurător, pentru că nu trebuie doar să folosim planeta, Pământul, ci de asemenea să-l și respectăm, să-l și protejăm. Grecia este o țară foarte frumoasă. Ce ne puteți spune ca o primă impresie despre România din acest punct de vedere? Greece is a very beautiful country. Mm-hmm. And what can you say about Romania from your first impressions, from what you could see till now? Now we haven't seen much things so far, but we have good feelings that all will be okay, and we will gain many things from this meeting that was arranged. We are positive. We have positive feelings. Are sentimente pozitive legate de țara noastră. Crede că întâlnirea noastră va fi una fructuoasă, din care fiecare partener va avea lucruri de învățat, și sentimentele dânsei sunt pozitive la adresa țării noastre. Acest proiect dă ocazia, să spunem așa, de strângere de legături, poate chiar de demararea unor alte proiecte, alte colaborări, de care vorbea și directorul liceului în deschiderea de astăzi. Ce ne poate spune din acest punct de vedere? E posibilă și o altă colaborare? This project may be a starting point for future cooperation between the institutions. What do you think of this? It's a very good chance to have this to make this start, since we have many things to do in order to protect the environment, and it's very nice to share
different opinions and different ways of come near to a problem from different countries. So we will have a global face to the environmental problems we have to face that are very serious. Da, sigur, faptul că ne împărtășim problemele și ne schimbăm idei, facem schimb de idei, de activități, nu poate decât să ne dea o impresie de ansamblu asupra lucrurilor care pot fi făcute pentru protejarea mediului înconjurător. Acest proiect poate fi baza și unor proiecte viitoare, pentru că împreună putem face mai multe lucruri în această privință. Thank you. Suntem alături de un delegat al Spaniei de data aceasta în acest proiect ecologic. Dorim să se prezinte mai întâi. We are here with a representative of the Spanish team. Please introduce yourself. And myself, I am a teacher of English and I cooperate with him, with Emmanuel Antonio, who is the coordinator there, and he is a biology teacher. Can you translate? Do of you course. Want? Yes. Dânsa a sosit împreună cu domnul Manuel Antonio, care este coordonatorul proiectului. Dânsul este profesor de biologie, dânsa este profesor de engleză și reprezintă partenerii spanioli. And he is concerned, really concerned about environment, so he works with projects related to nature, which have to do with nature, above all fauna, flora, fauna, and so on. Well, he has been a teacher for nearly 34 years, and he has been working about and with nature and for nature all his life. Dânsu derulează de mai mulți ani proiecte legate de protejarea naturii, de floră, faună și pe parcursul carierei sale de 30-40 de ani a fost întotdeauna preocupat de acest fenomen. And I am presenting with my pupils a project about Santiago and the city center, the antique part of Santiago, and about our school, the headmaster, and so on. Something about the way our school works. Împreună cu elevii dânșilor vor prezenta un proiect legat de partea veche a orașului Santiago, din care provin dânșii. E un proiect pe care școala dânșilor îl derulează. Management, the school management and Santiago, when it was founded, when our high school was founded, where it was set, because it is a very old secondary school that has been located in different places, in different buildings. Și o parte de istorie a instituției respective. Împreună cu domnul profesor Cristi Maria, cel care ne-a tradus toate aceste, să spun, depoziții, aceste alocuțiuni ale invitațiilor la acest proiect, suntem alături de reprezentantul Sloveniei de data aceasta. Domnul? Please introduce yourself. My name is Miran Papeș. I am coming from School Center Velenje, which is one of the biggest educational center in our country, in Slovenia. And I'm working as a teacher and also as a head of the Department for International Project. Reprezint Slovenia, este aici în calitate de șef al Departamentului de Proiecte Europene și reprezintă partenerul sloven al proiectului. Ce ne puteți spune despre acest proiect ecologic pe care îl derulați împreună cu încă patru țări? What can you say about this project carried out with other four countries? Well, in our case, it is important that we will involve first-year students in order to provide them additional broader knowledge about the
importance of environmental protection. Din punctul nostru de vedere, este important să implicăm în primul rând elevi de prim an, din anii de început ai liceului, pentru a le da o idee mai largă legată de cunoștințele protejării mediului înconjurător. Cum vedeți, ați ajuns în România, cum vedeți aceste meleaguri legat și de problema ecologică, atât cât ați avut timp să vă lămuriți până la acest moment? What can you say about the environmental issue in this area as far as you've seen till now? Let's say like that. We are also coming from the industrial region where coal mining is important and also production of electricity is important. So we also faced with the problems with environment and with the renovation of our exploited valley. Din punct de vedere al mediului înconjurător, putem spune că sunt lucruri comune, pentru că și dânșii provin dintr-o zonă care este recunoscută ca un bazin carbonifer în zonă și unde centralele electrice sunt o parte importantă a economiei, așa că putem spune că sunt lucruri asemănătoare în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și ea trebuie tratată ca atare. Faceți, deci în Slovenia se fac mai multe pentru păstrarea mediului înconjurător decât se vede la noi? Sau care e soluția pe care, din punct de vedere teoretic, care ar trebui abordată și în România și în Slovenia, în astfel de zone care, iată, au mineritul ca industria cea mai importantă? What are the activities that need to be taken in order to solve the problem of environmental protection in coal mining areas such as yours and ours? Well, our valley is an example of good environmental development and protection after the phase of exploitation. Now our valley serves as a example of successful renovation and recultivation of the land. Dânșii reprezintă un model pozitiv din acest punct de vedere în ceea ce privește recuperarea zonelor după ce ele au fost exploatate și în special în ceea ce privește cultivarea și redarea pământului pentru agricultură. Mulțumim! Thank you! Mulțumesc! Ați văzut impresii pozitive, în general, ale partenerilor și cam asta se întâmplă și cu alte, în general, cu alți oaspeți care i-ați avut din țări străine, cel puțin în ultimii ani. Da, acum trebuie să vă mărturisesc, e prima oară când văd aceste imagini. Am discutat cu ei la finalul întâlnirii despre aceste impresii, despre ceea ce putem face pe viitor ca să îmbunătățim lucrurile. Ținem cont de recomandările lor, dar trebuie să vă mărturisesc că referitor la județul nostru, referitor la orașul nostru, am avut foarte bune impresii. Toți sunt absolut încântați de faptul că municipiul nostru, Târgu Jiu, este un oraș foarte curat, se prezintă foarte bine, chiar dacă acum 2 săptămâni abia atunci venise căldura și nu apuca să înflorească pomii, și dar aprecierea a fost foarte pozitivă. La fel de pozitive am avut aprecieri și din județ, pentru că proiectul fiind unul pe partea de ecologie, pe lângă activitățile care au avut loc în școală, timp de 3 zile au avut loc și 2 zile au fost dedicate să zicem așa, călătoriilor... Vizitelor de studiu, până la urmă. Vizitelor de studiu, dar în teren. O vizită de studiu a avut loc până la Mănăstirea Polovraj și Peștera Polovraj,
iar cealaltă parte s-a desfășurat până la Pade și de-a lungul munților. Oricum, ei au fost foarte încântați și de copiii noștri, au fost foarte încântați de relațiile care s-au, și eu sunt foarte încântat de relațiile care s-au stabilit între copiii noștri și copiilor. Trebuie spus că o parte din copiilor au fost găzduiți în familie la copiii noștri, la elevii noștri, lucru care, credem noi, este un punct de plecare pentru viitoare parteneriate și, de ce nu, pentru stabilirea unor relații interumane. Da, faptul că au mers și au văzut și județul și l-au putut compara și cu Slovenia și cu Grecia și, iată, o comparație cu Grecia, care unde românii, foarte mulți români merg să-și facă concediile și ei au spus că e frumoasă, frumoasă România, înseamnă părerea mea foarte mult. Grecii au fost printre cei mai încântați de de ce au văzut aici. Ei a trebuit să plece cu, să zicem, cu aproape o zi mai devreme, de fapt o jumătate de zi, și nu au participat la anumite activități și regretau foarte mult că nu și-au făcut din timp calcule mai bine, pentru că nu credeau că vor găsi aici atâtea locuri de văzut. De fapt, după ce au văzut mănăstirea Tismana, pentru că la mănăstirea Tismana i-au încheiat cu vizita, ultima lor vizită a fost la mănăstirea Tismana, să zicem așa, au fost în ghilimele destul de supărați că trebuie să întrerupă vizita, dar își programaseră călătoriile cu avion un pic mai devreme. Ar fi să depășim puțin acest subiect, pentru că vorbeați de faptul că suntem liceu cu 6 proiecte cu finanțare europeană în derulare la acest moment. Dar și din astea, printre acestea, de exemplu, ce știu eu, în luna mai avem o dată, și spuneați mai devreme, 27 de elevi și profesori din Polonia vin încoace pentru 2 săptămâni. Avem în toamnă sau, în orice caz, anul școlar următor, probabil o cifră asemănătoare de români care pleacă în Polonia să studieze. De asemenea, am înțeles, avem 10 elevi care merg în Turcia tot în luna mai, mai avem 10 elevi care merg în Portugalia și bănuiesc că am putea continua. Da, putem continua, dar cred că mai bine să le explicăm pe acestea. Chiar vă rog. Vă spuneam la începutul emisiunii că a trebuit să planificăm o vizită, să zicem, urgentă în Polonia. Am planificat-o relativ din scurt, pentru că trebuiau semnate niște documente și întocmite niște documente, având în vedere că în a doua parte a lunii mai un grup destul de numeros de elevi și profesori polonezi vor fi oaspeții noștri pe o perioadă destul de lungă, 2 săptămâni. Perioadă în care aceștia vor participa la ore de fizică, informatică, biologie alături de elevii noștri și în plus vor lucra la un album care, de fapt, la o jumătate de album în care vor fi prezentate personalități istorice și culturale din județul Gorj, dar și imagini, dar și localități precum din județul Gorj, care credem noi că ar avea, care au potențial să atragă turiști sau să stârnească interesul. Iar acest album va fi complet în toamnă, când elevii noștri vor pleca în Polonia și îl vor finaliza. E o mare importanță pentru aceste activități, pentru noi sunt de o mare importanță, pentru că reușesc să asigure o altă, să zicem, dimensiune învățământului asigurat de unitatea noastră școlară. Și așa cum discutam înainte, cred eu că această importanță nu este doar pentru elevii noștri și iată că în momentul în care ambasada Poloniei este interesată de acest proiect, credem noi că putem vorbi de că și ei polonezii
îi atribuie o însemnătate destul de mare. Sunt o serie de mesaje care au venit, o să vă citesc câteva din ele, după aceea o să mai rămân pe finalul de emisiune. Cineva vă spune așa, felicitări acestui liceu, un exemplu de urmat. Un da, mesaj. Mulțumim domnului cu mesajul. Sperăm că și alte licee vor, și alte instituții de învățământ vor urma exemplul nostru. Cineva spune, din păcate nu e tot mesajul, sunt un fost elev al liceului, acum stabilit în Timișoara. Mă bucur să vă văd pe internet și se întrerupe mesajul brusc. Eu mă bucur că suntem urmăriți și în alte județe. Mă bucur pe intermediul internetului. Internetul face posibil ca să fim în conexiune cu toată lumea. E un instrument excelent pentru comunicare. Da, altcineva vă întreabă cum se fac selecțiile pentru proiecte la Magheru. Selecțiile pentru proiecte... deci mă reînesc că se referă la elevi. La elevi. Se fac la fel ca și pentru cadre didactice, iar eu personal și colegii mei dăm o mare însemnătate acestei etape din pregătirea unui proiect, pentru că e foarte important ca în acest proiect aceste proiecte să se adreseze acelui grup pentru care el a fost redactat, pentru care el a fost și mai departe a fost finanțat. Așa că pentru a participa într-un proiect sau în primul rând echipa de proiect se afișează anunțul cu privire la acest proiect, după care se anunță în termen util informații despre documentele pe care elevii trebuie să le depună în vederea participării la etapa de selecție, urmând ca după aproximativ 30-40 de zile să aibă loc preselecția în cadrul acestor proiecte. Aici trebuie unele din criteriile, acum pot să fie mai multe criterii, depinde despre ce este vorba. Dacă este vorba de, cum spuneți dumneavoastră, de acel proiect din Portugalia, unde elevii merg și să realizeze stagiile de pregătire practică pe o perioadă de mai multe săptămâni, limba engleză trebuie cunoscută, limba proiectului trebuie cunoscută la un nivel relativ înalt, pentru că predarea la clasă se face în limba engleză. Dacă este vorba de un proiect în care elevii colaborează și de genul Comenius, în care accentul se pune pe relaționare, pe limba engleză, nu este sau examenul trebuie să fie foarte riguros. Apoi se ține cont de rezultatele la învățătură de-a lungul timpului, de-a lungul anilor. Este clar că un elev, dar la limba engleză este clar să dea examen. Apoi, dacă tot vorbim despre acele proiecte în care elevii merg să studieze, să facă practic acolo, de exemplu, se dă un examen și la o disciplină de specialitate, pentru că elevii merg, au studiat, să zic, teoria la disciplina respectivă și merg în străinătate să facă teste de laborator. Și atunci se presupune că tu trebuie să știi aceste lucruri și atunci trebuie să dai un examen la această disciplină. În plus, din aceste echipe de selecții, întotdeauna am invitat părinți, am invitat agenți economici, pentru că este foarte important ca ele să fie transparente și să dea șansa tuturor elevilor să participe. Iar trebuie să mai spun că de foarte multe ori și chiar acum, în proiectul care l-am depus în anul acesta, una dintre cerințe și specificații cerute prin proiect prevede ca elevii, de exemplu, proiectul care îl preconizăm să-l desfășurăm de la anul încolo, să provină, de exemplu, din mediul rural, să aibă probleme, să fie din acei elevi care, din păcate, au probleme financiare și aici pot să fie părinții în șomaj, mediul rural,
sunt anumite criterii de selecție, pentru că urmărim să asigurăm o anumită egalitate de șanse între elevii noștri, pentru că trebuie să recunoaștem că în ultima vreme, din ce în ce, elevii din mediul rural au mai puține șanse în fața celor din mediul urban. Deci, apoi, o altă etapă din pregătirea proiectului este chiar etapa de contestații, în care elevul are voie să conteste nota, pentru că sau calificativele obținute, dar trebuie să vă spun că până acum niciodată nu am avut contestații. De asemenea, țin foarte mult ca la ședințele să fie ședințe cu părinții și personal, înainte de etape și înainte de susținerea examenelor și realizarea selecției, în care prezint aceste lucruri și atrag atenția încă de la începutul anului de aceste oportunități și de ceea ce trebuie să facă elevii ca să poată să participe într-un astfel, să fie angrenați într-un astfel de proiect. Da, sunt foarte multe lucruri de care se ține cont și tocmai de asta, deci probabil de asta și interesul telespectatorilor față de cum se face această selecție. Mai avem un mesaj, cineva Burciu, probabil dacă vă spune ceva nume, să vă transmite salutări de la Padeș. Deci suntem priviți și acolo și iată cineva de acolo. Vă întreabă cineva pentru anul viitor ce profile aveți? Probabil e vorba de oferta școlară. Da. Trebuie spus că și în anul următor profilele, specializările noastre sunt aceleași. Tehnician analize produse alimentare, tehnician protecția calității mediului, tehnician tehnică de calcul și cam acestea sunt la liceu specializările noastre. Da, și încă un mesaj. Și tehnician analize produse de laborator. Ok, de fapt o să mai revenim asupra acestora în lunile următoare. Vă întreabă cineva cum este organizat învățământul profesional în alte țări față de modelul românesc. În general, învățământul tehnologic în alte țări, ca să o să fiu foarte scurt la această întrebare, pentru că ne apropiem și de final, da. Este un pic diferit sau este foarte asemănător cu învățământul profesional care era la noi acum 20 de ani. Adică, de exemplu, în Anglia, unde elevii noștri au fost anul trecut 60 de elevi și au făcut stagi de pregătire practică acolo, nu se poate face stagi de pregătire practică decât în cadrul unui agent economic. Nu există posibilitatea să faci într-o școală sau mai știu pe unde. Trebuie neapărat să fii un agent economic, iar în partea de evaluare a activității trebuie obligatoriu să fie incluși elevii, să fie incluși reprezentanții agenților economici. E un pic, hai să spunem că în țările din vest, agenții economici joacă un rol foarte important în învățământul profesional și tehnic. Da, încă un mesaj vă întreabă dacă vă gândiți ca pe viitor asemenea experiență să o recomandați și altor licee. Da, recomand în special activităților dedicate participărilor elevilor la stagii de formare, cum sunt aceste, în special aceste stagii în care elevii au posibilitatea să parcurgă un modul pentru părinți în special, în învățământul profesional și tehnic, în liceele de specialitate, de exemplu, în cazul meu, elevii de protecție mediului sau elevii de la industria alimentară, pot să studieze un modul de 30 de ore, de 60 de ore, și câte o oră sau două ore pe săptămână în lungul an școlar, dar și pe o perioadă mai scurtă de o săptămână, două, câte 5 ore pe zi. Ei bine, aceste ore pot fi, dacă se finanțează printr-un proiect european, pot să să studieze aceste module într-o țară, într-o școală, într-o universitate, pentru că, dacă te spuneam mai devreme, de elevii din Portugal, elevii care vor merge în Portugalia, vor studia disciplină de laborator în unul dintre cele mai mari universități din Europa,
un institut de cercetare din Lisabona. Și atunci e posibil ca ei să studieze acolo, să ia note și notele la venirea în țară li se trec în catalog și sunt recunoscute aici. Da, o să mai trecem la mesaje, că între timp au mai venit două. Unul dintre ele spune așa: felicitări pentru acest colegiu și tot respectul dascălor. Pro de ați înțărei. Da, îi mulțumim. Bănesc că știți îi despre mulțumim. Cine e vorba. Și încă un mesaj care vă spune că am terminat la acest liceu în anul 1990. Mă bucur că a rămas același liceu de valoare. Da, dacă dânsul a terminat în 1990, trebuie să-i confirm acum că avem în continuare uniformă, același sistem disciplinar, nu ne-am abătut de la ce a lăsat înainte directorul acestuia, că a fost domnul Mergea, că a fost domnul Novac, domnul Bunoiu. Ne apropiem de final, cum spuneam, o ultimă întrebare legată de școală, de săptămână altfel. Ce acțiuni, ce surprize aveți pentru elevii în această perioadă? Foarte multe surprize. Deci foarte multe surprize, avem foarte multe vizite. Este o săptămână în care, noi la Maghiu am considerat întotdeauna că educația se face nu neapărat cu catalogul la sub braț, noi deascări de acolo am considerat acest lucru, se poate face și altfel. Avem vizite la muzeu, la arhivele naționale, la agenții economici, avem foarte multe activități, să zicem, culturale, teatru, film, dar și spectacole puse în scenă de elevii noștri și câteva concursuri foarte interesante pe ani de studii, pe mai multe discipline, între clasele de nivel a 9, a 10, a 11 și a 12. Pentru clasele a 12 avem un program mai serios în care vom asigura pregătire pentru bacalaureat, iar pentru elevii un pic mai performanți la educație fizică și sport, avem 3 zile cu concursuri de handbal, de fotbal, dar și de triatlon. Da, sunt foarte multe activități, cum spuneați, sunt și alte întrebări viitoare, deci până la urmă veți rămâne cu acest titlu, că îl păstrați deja de 2 ani, liceul cu cel mai multe proiecte cu finanțare europeană? Atâta vreme cât pentru dezvoltarea liceului nostru proiectele europene reprezintă un câștig, consider că trebuie să rămânem pe aceeași direcție. Oricum, eu consider că atât cadre didactice, cât și elevii noștri, pentru că trebuie să spunem din capul locului, activități pe care le realizăm sunt centrate doar pentru elevi și vizează să ducem un număr cât mai mare de elevi în străinătate pentru a participa aceste activități. Da, ultim mesaj, spune cineva din Tismana că este foarte mândru că a terminat acest liceu. Le mulțumim telespectatorilor care ne-au trimis mesaje, cei care s-au uitat la noi, mulțumim dumneavoastră pentru prezență și vă mai așteptăm în acest studio. Și vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului, mulțumim pentru atenție, la revedere!